Băi, vă salut pe toți. Băi, stați ca să lămurim ceva, că tot m-ați enervat. Băi, deci dânsul, irespectivul din discuția de la Azimut, înțelegi? Unul din respectivii, vătămatul, că alanții care au fost acolo s-au împrăștiat. Să se spună adevărul cum a fost, să scoată camerele, ca să vedeți că eu am acces la orice informații. Dar voi dormiți pe voi. V-am zis eu, mie nu-mi place să mint. Dacă Soare era vinovat, să moară mama. Dacă noi făceam live, îl postam pe internet și cu poze și cu ce era. Mă, vouă vi se pare că nenea îi moș? Mă, eu vă asigur că dacă vă duceți și îl faceți moș pe nenea asta nevinovatul, s-ar putea să sară la voi la bătaie cu încă vreo 50 după el. Mă, vi se pare că omul ăsta are față de căruțaș sau de taximetrist sau de... Bă, unde-i tentativa de omor? Ia arătați-mi și mie unde-i aici tentativa de omor. Că-i julit un pic pe la cot pe acolo, e julit o leacă în frunte, mâna o are în ghips, stă în vacanță la spital, ca să știți de la mine treaba asta. E vacanță la spital, pentru că n-are nimic, a putea să ducă omul să stea liniștit acasă. Ha? Ia, explicați-mi unde-i tentativa de omor aici. Are presa, are presa poza asta? N-are, că n-are cum să aibă acces presa la pozile astea. Poza asta o am eu, am mai multe, nu-i problemă. Dacă vreți, încarc aici să vadă toată lumea, dar bă, de treaba mea. Ha? Bă, ți se pare moș ăsta? Ia uite așa la el, nu te băga aici. Ha? Nu știu. Mă, gata, terminați-o. Bă, fiți oameni corecți. Și ascultați-mă, dacă cineva încearcă cu dumneală cu mine pentru că i s-a cerut 30.000 lui Soare, 30.000 vă cer și eu, prima palmă, primul pumn care l-am luat, mâncați aș pula, a sărit interlopii pe mine, cât s-a cerut lui Soare, atâta cer și eu, 30.000. Legea talionului, ca să vă învăț ce e aia, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Să pună mâna că ia uite, dită mai omul să ia baioneta, să-l taie pe Soare, că nu ne interesează pe nimeni din orașul Brăila dacă îl taie pe Soare. Treaba lui să răzbună. Dar ce facem, mă? Stăm pe la poliții, ne culcăm pe la poliții. Mie mi-ar fi rușine să cer bani că am luat. Bine că omul, eu l-am înțeles, eu am vorbit cu fisul un pic și fisul nu știa nimica de bani. Mi-a zis, bă, frate, ce-i cu discuțiile astea, că noi n-am cerut niciun ban, să-și facă legea treaba și sănătate. Deci vă mai întreb o dată, explicați-mi unde-i tentativa de omor aici, a? Și dacă vi se pare că omul ăsta e bătrân, eu consider că dacă te-ai dus și ai zis lui nenea, lui unchiul că e bătrân, s-ar putea să te ia și la pum sau baionete, dacă are la el. Hai, vă pup!